Vă salut și bine v-am regăsit la un nou video. Video în care vă voi vorbi despre un fungicid natural, foarte ușor de făcut, care este foarte bun în prevenția manei și a făinării. După cum se poate observa, este vorba despre lapte. Laptele diluat cu apă are un efect împotriva fungilor, mai exact pulverizat pe suprafața foliară a plantelor, la tomate, castraveți, dovlecei și așa mai departe. Proteinele din lapte, sub acțiunea razelor solare, se degradează și creează pe suprafața frunzelor, creează un mediu nefavorabil pentru dezvoltarea fungilor. Deci acesta este efectul laptelui. Ca și dozaj, vom pune o parte lapte la 9 părți apă. Eu aici am o sticlă de 2 litri și atunci am 200 de mililitri de lapte la 1 litru 800 de apă. Foarte simplu, foarte simplu de făcut diluția, indiferent de cât aveți nevoie, o parte de lapte la 9 părți de apă. Este bine să-l aplicați în special dimineața, astfel încât razele solare în cursul zilei respective să degradeze aceste proteine din lapte. Sau dacă nu aveți timp sau nu știu, nu puteți dimineața, aplicați seara. Niciodată, indiferent ce aplicați, nu se aplică în mijlocul zilei, deoarece sub acțiunea directă a razelor solare puteți să ardeți plantele. Așadar, voi pune laptele în apă. Ok, haideți să pulverizăm. Pulverizăm foarte bine. Poate să curgă de pe frunze, nu este niciun fel de problemă. Și încercăm să aplicăm cât mai uniform pe toate frunzele. Se poate folosi atât lapte proaspăt de vacă, cât și lapte din comerț. Ideal este să nu fie degresat, pentru că și grăsimile din lapte au un rol important în împotriva fungilor. Efectul este strict preventiv. Deci aplicăm pentru a nu lăsa fungii să se instaleze pe suprafața plantelor. Aplicăm produsul după ploaie și cam o dată pe săptămână. Dar în cazul în care sunt precipitații abundente, cum am avut noi în ultima vreme de plouă odată la 2 zile, precipitațiile abundente, umiditatea crescută și căldura sunt factor excelent pentru apariția bolilor. Așadar, o dată pe săptămână aplicăm în diluție de 1 la 9, o parte lapte la 9 părți apă. Este foarte simplu. Putem să aplicăm la absolut orice. Dar mergem special pentru mană la solanacee și împotriva făinării la castraveți și dovlecei. Rețetă foarte simplu, foarte ușor de făcut. Sper că acest material vă va fi de folos, iar până data viitoare, numai bine!